În altă Sfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a sfințit astăzi catapeteasma Bisericii Sfânta Cruce din municipiul Brăila. Tot acum, ierarhul a binecuvântat lucrările de consolidare, efectuate recent la Sfântul Locaș, după care a săvârșit Sfânta Liturghie. Una din căile cele mai concrete de a urma pe Mântuitorul Iisus Hristos, atunci când voința noastră ne dă putere de jerfire de sine, de a lua crucile personale și a le uni cu crucea sa, este temeluirea și zidirea unei noi biserici în care zidim cu înțelepciune credință, speranță multă și dragoste de Dumnezeu și de aproapele cum ne învață astăzi Sfânta Sofia cu cele trei fiice ale ei, credința, nădejdea și dragostea, pe care o regăsim întru totul în fața crucii vechi de la o bisericuță modestă ce a existat aici și care s-a mistuit și a zidit așa cum se vede această frumoasă biserică închinată în înălțării cinstitei și de viață făcătoarei crucii. La eveniment au participat credincioși din parohie, dar și din alte zone ale orașului. De menționat este faptul că lucrările au început în anul 2012 și au uh, constat uh, în uh, lucrări de consolidare, de reconstrucție a vechiului edificiu bisericesc, care astăzi uh, este îmbrăcat într-o haină de sărbătoare și uh, se prezintă uh, la un stadiu uh, oarecum spunem noi, uh, destul de bun, pentru că s-a reușit într-un timp uh, relativ. Uh, Rapid să se finalizeze lucrările la exterior, urmând ca în prezent să vedem sistematizarea curții acestei parohii, având ca plan desfășurarea și susținerea lucrărilor de pictură cu toate aprobările necesare. Inițiativa construirii unui locaș de cult în acest loc a avut o societate ortodoxă a femeilor române în anul 1943.